condiții mai bune pentru vârstnicii din orașul Ștefănești. Consiliul Județean Botoșeni a investit aproximativ 2,4 milioane de lei pentru modernizarea unității de asistență medico-socială din oraș, în cadrul căreia persoanele vârstnice cu afecțiuni cronice beneficiază de servicii sociale, medicale și de îngrijire. Recepția investiției s-a făcut în prezența conducerii executive a Consiliului Județean, președintele Doina Fedorovici și vicepreședintele Dorin Birta, a reprezentanților unității de asistență medico-socială Ștefănești, Inspectoratului de stat în construcții, Inspectoratul pentru situații de urgență, constructorilor, proiectantului și dirigintelui de șantier. Am finalizat unul dintre cele mai importante proiecte din domeniul social, finanțat integral de către Consiliul Județean, modernizarea unității medico-sociale de la Ștefănești. Este un proiect de peste 2,4 milioane de lei, dar așa cum am spus-o de fiecare dată, niciun efort nu este prea mare atunci când vorbim de seniorii noștri. La Ștefănești se impunea construirea unei noi bucătării și a unei săli de mese, dar bineînțeles și a unei spălătorii moderne, pentru ca beneficiarii de acolo să primească cele mai bune servicii de îngrijiri medicale. Prin această investiție s-a realizat și un nou sediu administrativ, astfel încât și personalul care lucrează în această instituție să aibă cele mai bune condiții de muncă. Atât spălătoria, cât și bucătăria, sala de mese și sediul administrativ sunt dotate cu toate utilitățile necesare. În clădiri noi, în spații moderne, funcționează bucătăria, sala de mese și spălătoria, dotate și utilate la standarde înalte. De asemenea, aici va fi organizat și noul sediu administrativ. Suntem foarte bucuroși pentru că cei 35 de beneficiari ai noștri vor beneficia de tot acest confort. O sală de mese mai mare, o bucătărie dotată la standarde și la cerințele Consiliului Județean și a DSP-ului și o spălătorie care va deservi cei 35 de beneficiari mult mai bine. Aici este bucătăria, sala de mese cu 44 de locuri, sus avem administrativul în care vor lucra 4 doamne care până acum stăteau în 2 birouri, ceea ce este un lucru benefic pentru noi, pentru liniștea lor, pentru concentrarea mai bună și pentru tot ceea ce ține de această unitate. Această nouă construcție ne aduce la standardele europene, ceea ce pentru noi este un lucru foarte benefic. Totul este nou, totul este curat, igienizat, exact ceea ce presupune să aibă o unitate medico-socială. Unitatea de asistență medico-socială de la Ștefănești are o capacitate de 35 de paturi. O investiție similară este aproape finalizată și la unitatea de asistență medico-socială de la Mihăileni.